A început admiterea în centrele universitare din România, însă anul acesta procedura este una diferită. În perioada 13-17 iulie, la Universitatea din Craiova, filiera din Drobeta Turnu Severin, se organizează înscrieri online. Anul acesta, înscrierile pentru admiterea la studiile universitare de licență și master se vor face online. Universitatea din Craiova organizează înscrieri în perioada 13-17 iulie. Linkul de înscriere se face pe site-ul Universității din Craiova, www.ucv.ro. Anul acesta, în perioada 13-17 iulie, Universitatea din Craiova organizează înscrieri online pentru admiterea la studii universitare de licență și masterat. Trebuie doar să accesați site-ul Universității din Craiova, www.ucv.ro. Aici se află și linkul de înscriere. Tot aici ne regăsim și noi, Facultatea de Litere la Drobeta Turnu Severin, cu cele două specializări. Limbă și literatură română, o limbă și literatură modernă, franceză, respectiv engleză. În cadrul acestei specializări avem 25 de locuri la buget și 15 locuri la taxă. Cea de-a doua specializare, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, este aici ne regăsim cu 20 de locuri la buget și 40 de locuri la taxă. Criteriul de admitere la Facultatea de Litere, Limbă și Literatură Română este media generală de admitere reprezentată de media examenului de bacalaureat în proporție de 100%. Documentele necesare la înscriere se află de asemenea pe site-ul universității. Un lucru foarte important pe care aș dori să-l menționez este acela că am venit în sprijinul viitorilor noștri studenți și taxa se poate plăti atât în contul universității, dar și la casieria Universității din Craiova, în Drobeta Turnu Severin, pe strada Traian, unde se află și sediul facultății noastre. Avantajele de care dispun viitorii noștri studenți sunt burse de merit, burse sociale, burse în străinătate prin programul Erasmus și, nu în ultimul rând, transport gratuit.